Vine după amiază, pompierii botoșeneni au uh, avut două misiuni de salvare a unor animale rămase captive în medii ostile vieții. Este vorba de salvarea unei bovine care a căzut într-o groapă adâncă de circa 2 metri pe raza comunei Durnești, dar și pentru salvarea a doi cățeluși care au căzut într-o fântână dezafectată de pe raza comunei Lunca. Bovina a căzut în groapă după ce capacul de lemn care o acoperea a cedat sub greutatea animalului. Localnicii au sărit în ajutorul proprietarului și au încercat să-l ajute să scoate animalul, însă eforturile lor au fost zadarnice. Astfel, au apelat la ajutorul pompierilor din cadrul găzii de intervenție de la Trușești. Aceștia au legat bovina cu mai multe furtunuri și cu ajutorul unui buldo excavator au reușit să o aducă la suprafață. Intervenția salvatorilor a durat aproximativ o oră, iar animalul a fost scos în siguranță la suprafață. La câteva ore distanță, pompierii din Flămânzi au fost alertați că doi câini au căzut într-o fântână adâncă de circa 5 metri, aflată în curtea unei gospodării din stănești Comuna Lunca. Cei care au alertat forțele de intervenție au fost proprietarii patrupedelor. Cu ajutorul echipamentelor și accesoriilor specifice unor astfel de intervenții, unul dintre pompieri a coborât în fântână și a reușit să-i aducă la suprafață teferi. Misiunea a fost dificilă din cauza diametrului redus al fântânii.